La Universitatea Vasile Alexandri din Bacău a avut loc săptămâna trecută evenimentul Ziua Porților Deschise, ediție a 17-a. În cadrul evenimentelor au participat 500 de elevi de clasele a 11-a și a 12-a, însoțiți de profesori de la liceile din Bacău. Aceștia au avut posibilitatea de a interacționa cu studenții și cadrele didactice universitare, să cunoască cele două campusuri, amfiteatrele, sălile de laborator și seminar, baza sportivă, căminele și restaurantul. Totodată, universitatea oferă foarte multe oportunități, acordă anual peste 1000 de burse, posibilități de a studia în străinătate și este într-un proces de digitalizare. La eveniment, reprezentanții celor 5 facultăți au prezentat oferta educațională, criteriile de admitere, posibilitățile de formare prin stagiile de practică și internship. Vor interacționa cu studenții universității noastre și vor afla activitățile care se desfășoară în cadrul Ligii Studențești. Iar la finalul activității noastre vor avea posibilitatea de a vizita laboratoarele, biblioteca universității. Liga Studențească a prezentat posibilitățile pe care le au viitorii studenți de a-și dezvolta abilitățile personale în cadrul activităților extracurriculare. Vrem să mulțumim pentru întreaga colaborare în realizarea acestui eveniment Inspectoratului Școlar Județean Bacău, care ne sprijină ca de fiecare dată să avem un număr de participanți cât mai mare și să putem disemina oferta educațională a universității. Oferta educațională a universităților are 35 de programe de studii universitare de licență, 24 de programe de studii universitare de master și 3 de doctorat, precum și programe de conversie profesională.